Salut! Eu sunt Mihai și astăzi vă prezint mașina mea, un BMW 90 din anul 2005, 320 diesel. Cu toate că peste mașină au trecut 17 ani, se prezintă într-o stare destul de bună, atât optic cât și mecanic. Am cumpărat mașina în urmă cu 7 luni de zile și pot să mă declar destul de mulțumit de aceasta. Mari investiții nu a trebuit să fac. Cea mai mare investiție, după părerea mea, a fost în matricularea, pentru că mașina a fost adusă din Germania și eu, având B2, asigurarea a fost cea mai scumpă, după care rarul. Ca defecte optice avem așa: gârietură, mașina a fost atinsă, dar nu foarte rău. După părerea mea, 90% din această zgârietură cred că este la poliș. Mai avem urme de pietre pe capotă. Avem și lacul sărit în anumite părți, ceea ce mă duce la gândul că mașina ar putea fi revopsită total. M-ar fi aici pe bară, pe capotă. Chiar dacă ar fost revopsită total, după părerea mea n-ar fi un lucru rău. Totuși arată mult prea bine după 17 ani. Mai avem această zgârietură minoră aici. Pe bara din spate, în partea aceasta, aici. Aici cred că a fost un pic înfundată și din cauza asta a crăpat vopseaua. Însă nu se vede chit sau ceva. După părerea mea, v-am spus, arată destul de bine. Chiederele de la geamuri sunt și ele într-o stare foarte bună, ceea ce e uimitor. Discurile față le-am schimbat împreună cu plăcuțele. Cele cu care a venit mașina erau ovalizate și am fost nevoit să le schimb. Acestea, după 7 luni de zile, totuși au făcut un grad de uzură. Plăcuțele sunt la jumătate. Discurile sunt tate și plăcuțele tot tate. Cauciucurile pe față sunt într-o stare decentă, dar ce mă sperie pe mine este că dotul este 2017, ceea ce înseamnă că sunt destul de vechi și reprezintă un pericol, aș putea spune eu. Pe spate însă, mașina a venit cu discuri noi și plăcuțe noi. Acum plăcuțele pe spate sunt la jumătate. Cauciucurile pe spate sunt foarte tocite. Acestea necesită schimbate. Nu pot să imaginez de ce s-au tocit așa tare. Cred că a fost vorba despre geometrie. Nu a fost făcută. Sau a fost făcută prost. Oricum, a venit sezonul rece și voi schimba cauciucurile cu unele de iarnă. Zgârieturi la portbagaj, embleme negre. Așa a venit mașina. Mare o fundătură mică aici pe ușă. Nimic grav. Aici cineva a încercat să corecteze aceste zgârieturi, cred eu, doar că a corectat cu o nuanță greșită. Mă rog, măcar a încercat să facă ceva. Aici mai avem o zgârietură. Bara față, cel puțin sigur, a fost revopsită, pentru că lacul este sărit, iar dacă acesta era lacul din fabrică, n-ar fi sărit niciodată așa. Și capota la fel. Cum v-am spus, nimic grav. Sau nimic care n-ar putea fi reparat. Haideți să vorbim despre dotările mașinii. Această mașină nu este una foarte dotată, acestea sunt farurile cu halogen. În schimb, avem senzor de parcare față-spate, care funcționează. Toate butoanele, toate dotările de pe mașina asta funcționează. Absolut tot. La interior avem scaunele normale. Aici se poate vedea uzura scaunului. Buretele, tot la fel, este foarte uzat. Va trebui schimbat.
aș putea schimba doar această parte și aceasta, cu burete. M-am interesat, este în jur de 200-250 de lei. Avem dublu climatronic, dar oricum, cred că așa vine pe toate. Cotiera care nu este pachetul confort, nu avem nici pachetul de lumini. Pachetul de lumini însemna că atunci când trăgeai această clapă pentru oglindă, aici era o lumină care se aprindea. Avem comenzi pe volan, sistemul audio intermediar, avem suport de pahare, ceea ce mă bucură foarte tare. Am văzut că nu toate modelele au. Și acest sertar mic pentru portofel. Cel puțin acolo eu îmi țin portofelul. În rest, interiorul se prezintă destul de ok. Mai puțin scaunul șoferului, după cum v-am spus. În spate. Chiar foarte ok, după părerea mea. Aici în spate cred că a stat un copil care s-a plictisit pe drum. Nimic grav. Avem cotiera în spate cu suport de pahare, ceea ce este foarte bine. Avem bancheta rabatabilă, în schimb asta trebuie să vă arăt din portbagaj. Ceea ce mă uimește pe mine la modelul acesta este că nu există buzunare în fețele de uși din spate. Am văzut că nu există niciun model 90 cu buzunare. Nu pot să-mi dau seama de ce, dar cred că este o prostie, sincer să fiu. Haideți să vă arăt și portbagajul, în care bineînțeles că este tot cuierul meu de geci. Banchete rabatabile. Niște cabluri de electricitate. Este teama mea să rămân fără baterie. Le țin în orice mașină pe care o iau. Din păcate nu avem suport pentru roată de rezervă. Avem suport doar pentru chi de pană. Și nici acea trusă de scule pe care veneam pe modelele anterioare. Acesta este primul model la care s-a renunțat la trusa de scule și la suporturi de roată de rezervă. Aici, în spatele acestui loc, este bateria. Poate reușesc să vă arăt. Da? Cum am spus. Capitonajul din portbagaj, după părerea mea, este o stare foarte bună. Puțină rugină, singura pată de rugină pe care am observat pe mașină este aici, la portbagaj. În rest, nu am observat niciun fel de punct de rugină. Am ridicat mașina pe elevator când am ajuns cu ea acasă, pentru că eu am garaj cu elevator, unde mai fac evacuări, mai fac un polish, mai în schimb ce știu eu să-mi schimb, nu sunt mecanic. Nu mă pricep foarte bine, dar la o bucșă, la o bieletă, la lucruri simple mă bag, pentru că de ce nu. Etrierul arată, după părerea mea, foarte bine. Haideți să vă arăt și compartimentul motor. Cam așa arată motorul. Este foarte prăfuit. Nu prea obișnuiesc să spăl mașini la motor. Chiar dacă este așa prăfuit, este un semn bun, pentru că așa putem observa mai cu ușurință unde sunt scurgeri sau transpirații de ulei. Când am cumpărat mașina, avea o transpirație de ulei. După acest capac nu pot eu să o scot pentru că este în șuruburi. Aici este o pompă vacuum, cea rotundă, fix deasupra eghereului. Sunt vestite motorul acesta pentru că pe acolo apar transpirații de ulei, fix pe la pompa vacuum. Este vorba despre o garnitură care costă 25 de lei și ar fi fost păcat să nu o schimb. Am schimbat garniturile de la admisie, garnitura de la EGR, garnitura de la clapeta de accelerație și am anulat acele clapete de pe galeria de admisie. Am auzit că sunt problematice și decât să risc să fie trase în motor, am ales să le anulez. Ce nu am schimbat mai este acest conductor de aer, la filtrul de aer.
care sincer am uitat de el, nu pot să-mi dau seama ce s-a întâmplat. Nu, oricum nu-l comand pentru că nu are rost, ar fi și destul de scump, sigur, 100% ar fi scump. Mă voi duce în dezmembrări să caut unul într-o stare ok. Ce am mai schimbat la mașină? Am mai schimbat bujiile, am luat Bosch, așa vine pe original, și releul de bujii. Pe tester mi-a părut că sunt toate bujiile arse, ceea ce însemna că și releul de bujii este ars. Am dat releul jos și l-am verificat, chiar era ars, și l-am comandat pe original. Nu a fost foarte ieftin, dacă aș putea spune, ba chiar destul de scump, dar am preferat să nu mai am probleme cu el, pentru că, sincer să fiu, m-am chinuit destul de mult să-l dau jos și din cauza asta am ales să-l iau pe original. Este undeva în partea aceasta, se poate ajunge doar pe dedesubt la el, foarte, foarte greu, foarte greu de ajuns acolo. Am mai schimbat uleiul și filtrele, bineînțeles. După părerea mea, indiferent ce spune vechiul proprietar, când îți cumperi o mașină, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să schimbi filtrele și uleiul. Pentru că, mai ales fiind diesel, nu prea îți dai seama de calitatea uleiului, de culoarea acesteia. Imediat cum ai pus ulei nou în motor, se negrește fiind diesel. De când am mașina de 7 luni de zile, săptămâna viitoare voi face următorul schimb de ulei. Am făcut în jur de 15.000 de kilometri cu ea. Sunt destul de mulțumit. Nu am probleme. Are un consum mic. Singura problemă și bătaie de cap pe care mi-a dat a fost cu DPF-ul. DPF-ul care când am luat-o era activ, era pe mașină. După 2 luni de utilizare, mi s-a împrins în bord și a început să-mi facă contrapresiune între filtrul de particule și turbină. Nu am vrut să-l anulez din prima, așa că am fost să-l curăț. Am fost la niște băieți, mi l-au curățat, mi-au spus că filtrul era aproape 100% înfundat. L-am curățat, l-am pus din nou pe mașină. După alte 2 luni, iar s-a înfundat. Am vrut să caut unul să-mi cumpăr original și ajungeam la niște prețuri de te durea capul, sincer să fiu. 1200 de euro nu mi se pare un preț foarte bun. Mașina avea DPF-ul original de fabrică, ținând cont că ea are 300.000 de kilometri. Am înțeles că cei de la BMW fac cele mai durabile filtre de particule și cele mai bune. M-am gândit să iau unul aftermarket, pentru că vroiam să ies cu mașina din țară, fără să am probleme cu poliția. Am stat, m-am interesat și toată lumea mi-a recomandat să nu fac acest lucru, pentru că voi păti 2.500-3.000 de lei pe un filtru aftermarket care se va înfunda și el cela după jumătate de an, un an maxim. Până la urmă am ajuns la concluzia că trebuie anulat. L-am anulat. Am făcut downpipe, nu am lăsat carcasa de pe folui și am golit-o, am făcut downpipe direct din turbină. Mașina are un sunet mult mai plăcut în ture. Am făcut și softul de anulare la un prieten care se ocupă cu așa ceva și este foarte specializat. Mașina nu scoate fum. Probabil scoate niște nopți dimineața când o pornești, dar în spatele mașinii nu se vede fum. Ce pot spune e că de când am anulat DPF-ul, a scăzut consumul foarte mult. Înainte, la un drum lung, consuma în jur de 7,5. De exemplu, București-Alexandria. Îmi scotea consum 7,4-7,5. Acum, București-Alexandria, același drum, fără DPF, îmi consumă 5,2-5,4. Mi se pare că este un consum extraordinar de bun. Ținând cont că mașina are 163 de cai, este destul de mare, destul de grea. Și drumul nu l-am parcurs singur în mașină, l-am parcurs cu încă 2 persoane și bagaj. Sunt foarte mulțumit de consumul pe care îl scoate, cel puțin în afară. În oraș are undeva la 8,5. Dar eu merg și destul de turat cu ea. Adică nu merg cu mașina sub turat. Nu-mi place să merg sub turat. Îmi place să o conduc la capacitățile ei. Nu pot spune că merg agresiv, dar nici că merg foarte lent. Merg în limita bunului simț, aș putea spune. Da. Asta este mașina. În următorul videoclip vreau să-i facem un polish.
Dacă vrei să mă urmăriți în continuare, veți găsi videoclipul pe canalul meu de YouTube, în care îi vom da un polish și vom corecta ceva la downpipe. Downpipe-ul, v-am spus, nu, am anulat tot DPF-ul, inclusiv carcasa lui, și am tras țeavă, am sudat. Eu am făcut-o și grăbindu-mă atunci, noi am făcut unghiul corect de cădere pe evacuare. Vreau să corectăm și acel lucru și vă voi lua alături de mine. Cu toate astea fiind spuse, vă mulțumesc că m-ați urmărit. Lăsați un like, mă ajută foarte mult și vă aștept în continuare pe canalul meu de YouTube, unde ne vom ocupa împreună de această mașină. Subscribe și share dacă vreți să vadă și prietenii voștri. Vă salut, pa, pa!